Ce a făcut partidul din care faceți parte pentru tinerii în ultimul an? Dacă ne uităm la educație, spre exemplu, că tot e un subiect pe listele tuturor, vorbim de o creștere extraordinară a bugetului pentru educație, care, din punctul meu de vedere, este o acțiune care vizează, în primul rând, tineri. Dacă ne uităm la lansarea sau relansarea de diferite programe la Ministerul Familiei și Tineretului, pentru studenți, pentru tinerile familii, toate aceste programe sunt destinate cu precădere în zona de tineret. Creșterea sumelor alocate pentru burse, creșterea sumelor și, călători, și numărului de călătorii pe CFR, adică avem o paletă foarte largă. Vorbim despre ultimul an în care USR a depus inițiative legislative, prima care a fost adoptată în octombrie, dacă nu mă înșel, 2023, referitoare la acea sumă pe care o primesc tinerii aflați sub protecția statului de 9.900 de lei pe care primea primeau o singură dată respectiv de 2.860 de lei lunar în momentul în care decideau ei că uh, vor să se munte din uh, centrul rezidențial de stat, în chirie sau în altă parte. Noi am mutat uh, pe, specific pe legislația în vigoare, am mutat vârsta de la care tânărul aflat în protecția statului poate să se mute de la 18 ani la 26 de ani. Putem observa cât de dificilă este integrarea pe piața muncii a tinerilor. Și cel mai important este ca tinerii să poată să beneficieze de un venit optim, decent, să poată rămâne în România. Noi considerăm că ar trebui ca în primii ani de muncă, pentru firmele care încadrează astfel de tineri, la început de drum, aceste firme să fie scutite de taxarea muncii. Iar atunci să-și permită să le ofere un salar net mult mai mare tinerilor. Cercăm să îi motivăm să se implice în, în, în viața politică. Discutăm de un procent de tineri care să se regăsească pe liste, pe locuri eligibile. Colegii noștri din Parlament, prin vocea Organizației de Tineret, a depus un proiect legislativ de reducere a vârstei de vot la 16 ani pentru alegerile locale și europarlamentare. Cred că e un proiect benefic pentru tineri, pentru că dacă tinerii de peste 16 ani pot să răspundă penal, pot să obțină permis de conducere pentru anumite categorii, cum e B1, spre exemplu, de ce n-ar putea să și voteze? În ultima perioadă, când UNMR făcea parte din Coaliția de Guvernare, a sprijinit programe precum Family Start și Student Invest, precum și programe de construire de grădinițe și creșe, care uh, încurajează tinerii cuplurile uh, care doresc să întemeieze o familie, dacă vor să lucreze, poate să lasă copiii în siguranță la o creșă sau la o grădiniță, de exemplu.